Fostul președinte Igor Dodon rămâne în arest la domiciliu pentru încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată de către magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Mai multe detalii la acest subiect are colegul meu, Vlad Dumitrașcu. Vlad, bună seara! Te ascultăm! Bună seara, Victoria! Bună seara, domnilor și domnilor! Avocații lui Igor Dodon afirmă că vor contesta decizia magistraților. În următoarele 3 zile, apărarea va merge la Curtea de Apel, unde urmează să depună un recurs pentru reexaminarea deciziei. Procurorul susține că arestul preventiv este necesar în condițiile în care există riscuri de ingerință în urmărirea penală. Totodată, Petru Iarmaliuc a mai declarat pentru presă că Igor Dodon a comis mai multe încălcări în timp ce se afla în arest la domiciliu. Potrivit acuzatorului, el a folosit un telefon mobil performant pentru a discuta prin intermediul rețelelor de socializare cu alte persoane implicate în dosar. De asemenea, Petru Iarmaliuc a venit cu noi detalii pe marginea acestui dosar. Potrivit procurorului, contabilul Partidului Socialist a fost pus sub învinuire. Acestuia îi se incriminează falsificarea raportului financiar al formațiunii, iar acuzațiile au fost înaintate în data de 15 august. Potrivit procurorului de caz Petru Iarmaliuc, în ședința de astăzi au fost prezentate noi probe care demonstrează necesitatea prelungirii măsurii preventive de arest la domiciliu. Procurorul a prezentat detalii despre posibile învinuiri care pot completa dosarul lui Igor Dodon. S-a folosit de mijloace tehnice care permiteau să comunice prin rețelele de comunicare, și anume Telegram, și să interacționeze cu alte persoane pe cauza penală. Și a folosit un telefon mobil începând cu ziua de 26 mai până la data de 10 iunie, când numărul telefon care îl avea l-a introdus în alt aparat de telefon, iar acel telefon a fost transmis alte persoane. Persoanele respective nu se află în teritoriul Buci-Moldova, urmează să se întreprindem măsuri, să stabilim cum a ajuns acel telefon de la Igor Dodon la cealaltă persoană, ce legături au. La fel ca și avocații săi, Igor Dodon susține că nu există temei pentru a prelungi arestul și urmează să fie depus un recurs. Nu am văzut argumente suplimentare, ele nu sunt. Nu poți să ceri prelungirea arestului după 90 de zile, repet, 56 de procurori se ocupă și nu au adus nimic nou, doar referință din nou la ceea ce a fost la început. Ei cred că îți dați de Dumnezeu pe toată viața și pe 100 de ani înainte. Nu e așa. Se termină și de grabă, se finalizează la voi. Zima blisca, mai sunt. Igor Dodon pledează nevinovat și susține că este un dosar politic fabricat la comanda președintelui Maia Sandu. În replică, șefa statului a declarat anterior că dacă Dodon nu a comis ilegalități, atunci nu are de ce să-i fie frică. Igor Dodon este învinuit de îmbogățire ilicită, corupere pasivă, trădare de patrie și acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală.